găsit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi am marea bucurie de a-l avea invitat a Poeziei și Creație, bineînțeles, pe maestrul Emil Boroghină și sunt foarte emoționată pentru că de data aceasta am venit noi la Craiova, suntem chiar în mijlocul Teatrului Național din Craiova și sunt foarte bucuroasă că ați acceptat invitația mea și implicit a Muzeului Național Literaturii Române. Suntem prieteni de atâta vreme. Da, și colaborator. Absolut, absolut. Nu numai cu dumneavoastră personal, ci și cu Muzeul Național al Literaturii Române, care a găzduit câteva dintre încercările mele teatralo-poetice și sunt fericit pentru această colaborare care mă onorează. Sigur că da. E un loc unde mă simt foarte bine. Unde sunteți primit cu brațele deschise de fiecare sper dată. Să vă simțiți și dumneavoastră aici. Suntem în această... Noi îi spuneam totdeauna nou edificiu al teatrului de, absolut super. Care are în acest moment peste 50 de ani. În aprilie s-au împlinit 50 de ani de când am intrat în Teatrul Național din Craiova. Eram destul de tânăr atunci. Aveam 33 de ani. Da? Eram actor de 10 ani la Teatrul Național din Craiova, fiind absolvent, deci împlinesc și 60 de ani de teatru. Mulți înainte. În 1963 și veneam aici încărcat de speranțe și cred că a fost bine că am ajuns aici, pentru că m-am format nu numai ca actor la Teatrul Național din Craiova. De fapt, eu nu sunt actor, eu sunt om de teatru, pentru că la un moment dat am părăsit pasiunea mea de o viață, actoria și regia pe care, adică terminasem și studiile de regie de teatru cu ani înainte, prin 1996, făcusem și cursul post-universitar de regie. Pe vremea noastră se desfințase secția de regie, o făcusem împreună cu Caramitru, cu Pitiș, cu Radu pe Alexandru. Și el era singurul intrus acolo, venit din altă parte decât din lumea teatrului, dar era autor dramatic, foarte apreciat și cunoscut și la vremea aceea ca și acum. Deci am intrat aici în teatrul ăsta care, așa cum spuneți dumneavoastră, arată foarte bine. Pentru noi este superb, noi este Știți ce emoții au? Este de fapt o catedrală a noastră și sunt convins că este pentru manifestări de anvergură europeană unul dintre cele mai ofertante teatre din România și din lume, pentru că sala de spectacole este extraordinară, are probabil cea mai bună acustică din România. Domnul Ioțu, arhitectul care a gândit acest teatru, a făcut nenumărate deplasări în străinătate și a studiat tot ce era legat de scenă și tehnica scenei și legat de sonicitate și e foarte, foarte bine. Și pe urmă, eu vreau să vă mai spun ceva. Extrem de puțini oameni, extrem de puțini colegi de-ai mei au dorit, în momentul în care au ajuns pe această scenă, să migreze cum de regulă doresc foarte, foarte mulți actori mai tineri sau foarte tineri să meargă spre București, crezând că acolo se vor realiza de plin, că lumea îi va cunoaște datorită televiziunii, filmului. Nu este așa. Aici s-au format mari actori, chiar discutam cu dumneavoastră înainte de câțiva dintre ei. Sigur. Acolo s-au pierdut foarte mulți, nu numai de la Craiova, din toate teatrele din țară. Au ajuns acolo, au avut șansa unui rol și istoria nu s-a mai repetat. Așa este. Cum, pentru că vorbeam de această iubire a dumneavoastră, chiar înainte de a începe acest interviu, vorbeam despre iubirea de poezie și de teatru poetic. Vreau să vă întreb, trăim într-o lume nebună de-a dreptul, dar eu personal simt nevoia unui teatru poetic, simt nevoia să mă ascult poezie. Cum vi se pare că îi primiți teatrul poetic pe care
Doamne, cum stăpâniți atât de bine. Vreau să vă spun, să fac o mică istorie, ca să ajung la vă răspunde. Eu am iubit enorm, enorm poezia. Chiar pe băncile facultății eram atras infinit mai mult de teatru poetic decât de teatru, să zic așa, de proză. Și în școală mă apropiasem de mari poeți, în principal români. Sigur, fiind examen crucial la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, examenul de recitare, a trebuit să mă îmbogățesc, pentru că un an de zile eu am picat, într-un an am picat la examen pe bună dreptate, pentru că luasem o notă foarte, foarte bună la proba de recitare, dar am picat la proba de ritm și auz muzical, unde nu erau note, erau numai admis și respins. Ori eu nu știam să dansez, nu cântam. Avusesem o copilărie puțin mai tristă și nu mă adresaseră lucrurile acestea. Nu mă duceam la reuniunile, așa zis, tovărășești, organizate în principal în perioada de dinaintea Paștului, ca să nu fugim cumva și pe la biserică. Dar eu săream gardul din spatele școlii și până la urmă tot la denie lângă mama mea ajungeam, spre disperarea ei, care știa de această interdicție. Deci am fost atras de poezie, de Eminescu, bineînțeles, de Toprăceanu, pe care îl simțeam foarte apropiat, de George Coșbuc, de foarte, foarte mulți poeți. Și această dragoste de poezie s-a născut atunci, încă înainte de intrarea în Institutul de Teatru. Nu știam mare lucru despre Shakespeare, care acum a devenit obsesia vieții mele. Eram atras din literatura universală, de literatura franceză, în special de, ca orice tânăr, de Alexandre Dumas, de Victor Hugo, de Balzac, Stendhal. Și în anul întâi, profesorul nostru de arta actorului, Dinu Negreanu, care era regizor de film și mai puțin de teatru, dar nimerise ca profesor, pentru că nu mai era o secție de film, nu mai era teatrologie, nu mai era regie, ca profesor la noi, la de altfel și ceilalți de la celelalte secții, de la celelalte grupe, erau toți regizori. Alexandru Finzi era regizor de teatru la Teatrul Național, Ion Șahighian la Teatrul Armatei, domnul Moruzan era la radio, pentru teatru radiofonic, al nostru era regizor de film, dar apărând în acea perioadă cartea Scene din viața lui Shakespeare al lui Mihnea Gheorghiu și pe coperta interioară fiind sonetul 66 tradus magistral de Dinu Gheorghiu, de Mihnea Gheorghiu, s-a gândit Dinu Negreanu să ne dea nouă băieților, ca probă așa și dorință de afirmare, să învățăm acel sonet 66. Pe mulți dintre noi ne-a urmărit toată viața. Pe Ștefan Iordache, care jucând la spectacolul de promoție Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită, la final toată lumea mă dă seama că îl detesta fiind Hitler, la final și arăta groaznic, își scotea mustața și rostea acest sonet 66 și l-am învățat toți băieții și atunci a început apropierea mea de încet, încet de William Shakespeare. De altfel, am jucat și Cyrano de Bergerac, adică roluri din acestea, chiar rolurile celelalte, Mercutio, erau tot apropiate de teatru poetic, Sebastian, adică erau roluri din acestea de visător, de astea. De ce am avut și posibilitatea aceasta? Pentru că eu, fiind împătimit de literatură și de
istorie și de ideea de teatru, profesorul nostru făcuse de mine un fel de secretar literar și eu citeam piesele și în funcție de datele colegilor mei făceam distribuțiile la clasă în așa fel încât fiecare dintre colegii mei să aibă un rol, spuneam noi, de mai mare întindere sau de mare întindere, un rol principal, un rol secundar, putea să aibă și două, trei roluri principale, dar cel puțin un rol principal. Și pe urmă făcea și figurație la ceilalți colegi. Colegii mei își amintesc, chiar acum am întâlnit la... ne-am revăzut la întâlnirea prilejuită de împlinirea 60 de ani de la încheierea Institutului de Teatru, câțiva, extrem de puțin, cu o colegă, Victoria Suchiș, care le spunea lui Grigore Gonța, Sandei Țăranu, Lienei Mărgineanu, lui Constantin Dicu, Emil era cel care ne distribuia pe toți și Iordache, în cartea lui Regele Scamatoriu, spune treaba asta. Deci, dragostea mea pentru teatru poetic și Victoriu Hugo, Le Roi s'amuse, Regele s'amuse, am jucat acolo Tribule, bufonul, numai și numai pentru că era scris în versuri și tradus la acea vreme excelent. Am venit la Craiova și am avut norocul ca aici să fie, să vină, pentru că a venit la un an după ce eu sosisem la Craiova în 63, ca secretar, ca nou secretar literar, un intelectual de, cum spune, de primă mărime și s-a dovedit a fi și omul cu coloana vertebrală, cel mai vertical dintre toți oamenii de cultură din România, probabil Ion de Sârbu. Da, și, așa este. Ați văzut când am intrat în teatru în semn de omagiu adus memoriei lui Ion de Sârbu, care a fost secretarul literar al acestui teatru timp de 10 ani, ați văzut că are o sală Ion de Sârbu. Da? Și dânsul a reluat ideea organizării unor conferințe experimentale, le-a numit, după modelul celor din anii 30 al lui Ion Marin Sadoveanu, dedicate în principal poeziei și teatrului. Și a început, bineînțeles, cu grecii, cu poezia greacă și cu tragicii greci. Eu eram disperat să intru în aceste conferințe experimentale pentru că în ele îmi găseam o împlinire, venisem cu mari speranțe, dar nu știam cât nu dură, că aici există totuși o ierarhie a marilor valori în teatre, mai ales în cele naționale, cu actori extraordinari care și-au câștigat dreptul de a juca ei înainte altora marile roluri și că orice regizor e interesat să aibă cea mai bună distribuție și nu să decreșterea fiecărui actor, cum ar trebui totuși să aibă grijă, pentru că trebuie asigurat viitorul unui teatru. Și nu jucam roluri pe măsura dorințelor și aspirațiilor mele. Vroiam să joc cele mai mari roluri, cele mai importante în toate piesele. Dar la un moment dat am vrut să și plec din teatru, mă duc în altă parte ca să-mi găsesc locul. Bine că n-am făcut-o. Și în aceste conferințe experimentale ale domnului Ion de Sârbu vroiam neapărat să fiu un fel de protagonist și m-am și reușit și așa citeam versuri ale tragicilor greci. Nu eram, bineînțeles, erou, nu eram Oedip sau Prometeu, ci Coru sau altceva. Primul poet pe care am avut șansa de a-l descoperi, prin aceste conferințe experimentale, deși mă uitasem rapid peste versurile lui apărute în cele mai frumoase poezii, era o serie la, cred că, Editura Tineretului,
a fost Ovidiu în traducerea lui Eusebiu Camilar, uh-huh, și domnul Sârbu m-a însărcinat pe mine să fiu cel care prezintă în cadrul acelei conferințe prima epistolă de către Roma a lui Ovidiu. În vreme ce ceilalți colegi ai mei mai vârstnici le citeau, eu eram nebunul care le învăța pe din afară. Da? Și așa mi-am câștigat și din prietenie a fost a domnului Sârbu pentru Radu Stanca, cu care fusese la Sibiu, da, refugiu de la Sibiu, erau studenții lui Lucian Blaga, a organizat și o conferință dedicată lui Stanca, lui Radu Stanca, și eu nu știam pe Radu Stanca, dar îl știam pe, cred că era văr cu el, nu cred, frate, pe Dominic Stanca, care fusese actor excelent la teatru Tineretului, pe vremea aceea teatru actorului de film Constantin Otaran, fața actualului sediu al poliției, acum e un cinematograf acolo, și acolo se jucau spectacole excelente cu Corina Constantinescu, Nora, îl descoperisem Nora, în doctorul Ranca, datorită lui Ranca a rămas o pasiune a vieții mele și am reușit la Teatrul Național în Craiova să-mi satisfac această bucurie și pasiune, jucând în doctorul Ranc din Nora. Deci nu-l știam pe Radu Stanca, l-am cunoscut cu ocazia acelei, i-am cunoscut opera cu ocazia acelei conferințe experimentale organizate de Ion Sârbu și m-a bucurat lucrul acesta, dar în rest conferințele aveau un centru, marea poezie a lumii. Aveau public, veneau oameni la conferințe? Doamne, era în sediu vechi, uh-huh, unde teatru a funcționat din 1941-42 până în 73, când ne-am mutat aici. Teatrul ăsta a avut o superbă clădire. La început, al doilea ca vechime teatru din România, era primul teatru din țara românească, Teatrul Național din Iași a fost fondat în 1840 de trioul Cogălnicianu, Negruții, Alexandrii, iar acesta în 1850 a fost inaugurat în ziua de 29 iunie de Costache Caragiale și Costache Mihăileanu, revoluționar de la 1848, fugiți de la București la Craiova, și Costache Caragiale după aceea a mers la București, unde e unul din ctitorii Teatrului Național din București, în 1852, deci Teatrul Național din București, ca instituție națională, este mai recent, dacă se poate spune așa, cu 2 ani, decât Teatrul Național din Craiova. Deschiderea Teatrului Mare, cum se numea atunci, s-a produs în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, deci la vremea aceea nu se dădeau cum se dă acum liber în zile de sărbătoare, ci aveai obligația și de Crăciun și de Anul Nou și de marile sărbători să joci. Eu așa aș fi făcut în continuare, că atunci când lumea e liberă să poată veni la teatru. Acum nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Inclusiv la noi aici e o altă politică. Eu însă aș oferi această șansă de a apropia lumea când își face programul de teatru și marele spectacole. Deci acele conferințe au născut în mine o și mai mare dorință de a mă apropia cât mai mult de poezia
de teatru sau teatru poetic, de? Și s-a născut un vis al meu, un vis al meu de a fi, eu zic acum, îmi place să spun, de a contribui la deschiderea unui teatru poetic. În realitate, eu, foarte tânăr, doi am să fiu pionul principal în realizarea acestui deziderat teatru poetic. Când am venit în Teatrul Național din Craiova, eram îndrăgostit de câțiva dintre actori. Marea mea pasiune a fost, cum afirmam înainte, maestru Radu Veligan, pe care l-am divinizat și la care mă uit în continuare cu sufletul ca la o icoană. Și îmi pare rău când imaginea lui e maculată de diversi inși care nu l-au cunoscut. Și habar nu ce-a făcut. Da, nu știu. A fost cea mai importantă personalitate a teatrului românesc pentru cei din cea mai de departe și după aceea cred că George Manu. Da, e adevărat. Ei doi. Știi? Am umblat mult în lume, doamnă, și știu care sunt ierarhiile. Restul sunt la distanță. Poate domnul Ciulei se mai apropie de... Da. Și făcusem cum să spun, mă enamorasem de Ion Pavlescu, care era actor al Teatrului Național din Craiova. Avea o voce superbă, îl văzusem în feste Bufonul din a 12-a noapte, un spectacol, să spun, obișnuit, ca să nu zic prost, dar în care strălucea un actor. El era extraordinar și visam să-l joc pe feste Bufonul după ce-l jucase el. Adică în felul ăsta mă apropiam de niște roluri, văzând niște modele, văzându-i pe scenă și am dorit și eu, văzând și alți actori la București, nu pentru a ajunge poate neapărat la București, deși era un miraj la vremea aia și eu fusesem puțin atins de treaba asta, dar după aceea mi-a trecut sindromul ăsta. Mi-am făcut un micro-recital cu 3-4 monologuri shakespeariene, cu feste Bufonul, cu Lanz din a 12-a, din Doi tineri din Verona, îl văzusem în institut interpretându-l ca examen studențesc pe Marin Moraru în Lanz din Servitorul din Doi tineri din Verona. Mercuțio, pe care eu îl jucasem și îl doream din câteva roluri shakespeariene și pentru că apăruse în perioada aceea integrala Shakespeare, începută în 1956 la Editura pentru Literatură și Artă și finalizată în 63 cu un an înainte a marii sărbători europene, 400 de ani de la nașterea lui William Shakespeare, pentru că a apărut această integrală, m-am apucat să citesc piesele lui Shakespeare, de? Și odată început această lectură, m-am cufundat în Marele Ocean, da, cu sigur, din care n-am ieșit decât după 11 ani. Adică întotdeauna adăugam câte ceva la gândul acela vechi de a avea un micro-recital din teatru shakespearian și am sfârșit prin nu a mai face un recital despre bufon și bufonerie, ci un recital despre condiția umană în teatru shakespearian. Și l-am prezentat, e drept, în 1974, ajung și acolo, dar înainte de asta vreau să vă spun că la un moment dat, eu lucrând cu formații de amatori, adică eram un permanent neliniștit, cum spuneam și mai înainte în discuția pe care am avut-o, simțeam nevoia să fac din ce în ce mai mult și mi-am găsit împlinirea în relația mea cu mișcările avansate, să spun așa, ale teatrului de amatori,
unele teatre, chiar teatre populare, adică între teatru de amator și teatru profesionist, și m-au trimis pentru câțiva ani, adică am fost cel ales de organele de partid și de stat, la dorința celor de la Centrul de Îndrumare a Creației Populare, vechile case de creație, la dorința lor, îl schimbaseră pe director, iar salariații nu vroiau să ajungă acolo decât Emil Boroghin, pe care îl cunoscuseră și li se părea un tip mai agreabil și în orice caz mai apropiat de ei decât un ins care ar fi dat directive și nu s-ar fi înhămat la treabă. Și fusesem trimis acolo, greu de tot m-am lăsat convins, mi-am spus pentru 2 ani, am stat 4, dar m-am reîntors în 1975 la Teatrul Național din Craiova. Fiind acolo, știi, m-am apropiat și de poezia populară. Așa. Da. Și am citit toate culegerile de poezie populară, marile culegere de la Alexandrie, Eminescu, Gedem Teodorescu, Iarnic Bârseanu, Amzulescu. Ce frumos! Toți. Doamne, și aveam o idee care era valabilă și pentru teatrul lui Shakespeare, dar nu am putut să fac treaba asta la Shakespeare. Se contura un alt gen de recital. Și atunci l-am făcut în poezia populară, iar după aceea și la Eminescu. În poezia populară, omul de la leagăn până la mormânt, în lirica populară. Ce frumos, ce subiect extraordinar. Da. Și am cules, cred că vreo 6-7 ani, am cules versuri. Ați avut de la cine să culegeți, nu? Păi din culegeri. A, din culegeri. Din culegeri. Adică am extras eu pe ideea asta. Aveam gândit scenariu, adică pentru mine, și spre șansa mea, spre norocul meu, am găsit chiar un citat în Blaga, după aceea care m-a ajutat enorm. Gândisem eu că drumul omului în poezia populară e ca drumul soarelui pe cer. Ce frumos. Nașterea corespunde de dimineții, amiaza, nunta, amurgul, morții. Da. Da. Și am creat poezie tulburătoare, doamnă, tulburătoare. Și am făcut acest spectacol, prima parte. Domnul Sârbu m-a trimis să citesc Viziunea lumii în poezia populară și atunci, pentru că eu gândeam ca o a doua parte să fie de balade românești pe care să le spună patru, eu inițial trei gândisem, trei actrițe, trei colegi de ale mele de diferite vârste și mergând la Liviu Rusu, am găsit acolo un citat absolut extraordinar de trecerea, spunea Liviu Rusu, de omul contemplativ din Miorița și ciobănașul, despre care eu nu știam până la acea vreme, ciobănașul, la omul activ din Toma Limoș și de acolo mai departe la omul constructiv din Meșterul Manole, reprezintă sinteza marilor aspirații ale umanității. Și dacă prima parte pe care o făceam eu treceam prin toate vârstele omului, era vârstele unui om, posibil om, a doua parte erau vârstele umanității. Și am făcut acest spectacol la fostul sediu al Teatrului de Popuș, la 20-30 de metri aici, cu sprijinul directorului de atunci, un animator desăvârșit, alături de Margareta Niculescu, probabil cel mai mare director de Teatru de Popuș din România vreodată, domnul Horia Davidescu. Dânsul a găzduit acest studio de poezie și teatru al tineretului, am spus eu, și am avut câteva spectacole, dar lucru deosebit este că în prima parte
în prima parte acestui recital de poezie populară, muzica, impropriu poate spus, muzica era muzică populară, dar fără cuvânt. Era ca un hăulit prelung și aveam doi interpreți care luaseră la aceea vreme, una în 69, celălalt în 71, luaseră marele premiu al festivalului Maria Tănase. Ea se numea Bălănescu, iar el Gheorghe Roșoga. Roșoga, da. După aceea l-am avut elev, student pe Gheorghe Roșoga și ei mi-au imprimat muzica, care de fapt era o hăulitură prelungă, adică un suflet omenesc care se punea pe tavă. Destinul era un destin dureros, pentru că în vreme ce omul urcă până la căsătorie, după aceea, printr-o întâmplare nefericită, seceta și după aceea războiul, pierde tot ce a avut, omul ăsta. Era un om posibil. Unii spuneau că, domne, omul e altfel, adică să prezentăm partea luminoasă a lucrurilor. Nu, l-am făcut, a fost un destin tragic. Un destin tragic și la un moment dat el se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, mă zic, Doamne, Dumnezeu, pare că doarme cu capul pe mănăstire și de mine n-are știre. Deci prinde de Dumnezeu, pe Dumnezeu l-aș tăia cu un firestrău, la unii prea mult noroc și la mine nici deloc. Și spune, mă plăti cu cântecul ca lupul cu urletul. Deci era ca un urlet al unui suflet pomenesc. Deci era justificat. Și făcuse muzica, am imprimat, a fost drăguț la Radio Craiova aici, dar, era în extraordinară vogă la acea vreme Gheorghe Zamfir. La Paris, aduse marile concerte pentru nai și pian, și vine în România în 72, și cei de la televiziune îl imprimau la Ateneul Român și, cunoscându-l din anii studenții printr-un concitadin de-al meu cu care el fusese coleg, Barabancea, care a fost și fondatorul ansamblului de la Târgu Jiu, terminase conservatorul, după ce făcuse facultatea de mecanică s-a apucat și a făcut conservatorul. Deci asta era pasiunea lui. Și îl cunoscusem în anii studenției pe Zamfir și am îndrăznit și l-am rugat să-mi facă muzica. Și mi-a făcut muzica la a doua parte. Da, cu doinele lui de jale. Și prima parte e făcută cu muzică, voce omenească, și a doua parte cu Gheorghe Zamfir. Ce să vă spun, că am reluat acest spectacol în momentul în care am creat programul Teatru Poesis, pe lângă alte recitaluri ale mele, și l-am avut, l-am prezentat și pe scena Teatrului Național din Craiova și pe scena Teatrului Notara, care a îmbrățișat această idee datorită bunei mele prietene de Marinela Țepuș, la care am ținut foarte tare și țin în continuare, și câteva dintre ele au poposit și la Muzeul Național al Literaturii Române. Ovidiu a fost acolo cu ocazia împlinirii a 2000 de ani de la moartea lui Ovidiu în 2017, dar am organizat împreună, e drept, de data aceasta la sala Ion Eliade Rădulescu, cred că așa se numește, a Academiei Române, a Bibliotecii Academiei Române, am organizat și un recital Shakespeare. Deci am realizat acest spectacol care a fost excelent primit. Emil Boroghina, interpret al omului, și după aceea Carmen Firan, Carmen Firan. Era, dar nu pentru asta am pus-o, ci pentru că îmi plăcea că îi simțeam sufletul încărcat de poezie, avea 12 ani,
Mihaela Arsenescu, actrița de la Teatrul Național din Iași, care la acea vreme era actrița Teatrului Național din Creva și colega mea, jucase într-o piesă pe care eu o montasem noaptea, bietul meu Marat, Leni Pințea Homeac, mare actriță, Fedra Universală, și o altă colegă excepțională, actriță Elena Gheorghiu, pentru varianta lui Gen Teodorescu, o variantă de peste 20 de minute a meșterului Manole. Deci l-am prezentat spectacolul acela. Cum reușiți să țineți minte atâta? Deci, păi nu vreau să țin minte. Ce vroiam să vă mai spun apropo de începea cu doină, doină, cântic dulce, când Teodor m-aș mai duce, încheia prologul cu doina din ce s-a făcut dintr-o gură de mic prunc. Și se auzea de scâncetul copilului și pe urmă cântecul de leagăn al oamenilor. Și măicuță, că nu m-ai făcut, Doamne, bine ți-a părut, cu gurița mai cântat, din picior mai legănat, ți-o fi fost, măicuță, greu să mă ții la pieptul tău. Și mergea prin jocurile de copii, murea. Murea. Știi? Era un blestem, un bocet în poezia. Plânge și voi patru vânturi din toate patru pământuri, plânge o lume și alină clipa cu suspinul plină ca o stea. Iar și din lumea trecut. Și că o stea era căzut și din lumea trecut. E, aici era o întorsătură extraordinară. Tudor Gheorghe descoperise la un lăutar celebru ca și Petre Șolcanu, de la care a cules Gedem Teodorescu la 1880, a cules marea majoritate a poeziilor cuprinse în lucrarea lui monumentală, Poezii populare românești, apărută în 1884, cred, găsise un lăutar la Celei, lângă corabia de unde sunt, unde m-am născut eu, de Marin Căleață se numea, care era un improvizator extraordinar și găsise Voica din țara, nu zicea Anatoliei, Nadoliei. Dar câteva astfel de balade pe care Romulus Vurpescu le-a adunat și a făcut un spectacol, fiind și om de teatru în egală măsură. Terminase Vulpescu un curs care nu i-a folosit și nu l-a ajutat și nu era un mare regizor, se dorea regizor. A fost colegul nostru la Muzeul Național al Literaturii Române. Un om absolut extraordinar. Îl ajutase și îi prefața acest spectacol. Și din versurile, el nu le-a folosit în recitalul ăsta de baladă, dar descoperise câteva versuri absolut extraordinare, care mie mi-au slujit. Adică viața nu se încheie odată cu dispariția fizică a unui om, ci continuă. Și spuneam Marin Căleață, și am zis: verdea murele, bate vânt vârfurile, florile, gândurile, să-mi apuc cânturile la toate portițele, la toate colnicele, da. Că așa-i omul, aici este, că așa-i omul trecător. Unul naște și n-a mai spus și altul moare. Unul naște și se auzea din nou pe bandă cântecul de leagă de la început. Adică viața e pe spirală. Da, fără discuție. Da. Era foarte frumoasă treaba asta. Și la sfârșit încheiam tot cu doina cu care începeam, pe muzica lui Zanfir, cu o doină. Deci era o treabă rotundă. Deci am făcut întâi acest spectacol, iar după aceea am avut curajul, tot la
teatru de păpuși. La 10 ani după ce gândeam eu să îl prezint, deci visam să îl prezint în 1964, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la nașterea lui Shakespeare, am prezentat în ziua de 22 aprilie, cu o zi înainte, de naștere și ziua morții lui Shakespeare, de 23 aprilie, se intitula spectacolul A fi sau nu fi, cu marile monologuri despre condiția umană din teatru shakespearian. Am avut bucuria ca spectacolul să fie prefațat, dumneavoastră știți, cei mai tineri, nu? De savantul de origine craioveană, profesor de ar fi trebuit să fie de recunoaștere internațională dacă marea lui lucrare, Istoria Universală a Teatrului, ar fi fost tradusă în limbi de circulație, Ion Zanfirescu. Da, da. Uluitor profesor, uluitor. Domnia sa a prefațat acest recital al meu Shakespeare. Ce are atât de minunat Shakespeare în tot ceea ce scrie? O să vă spun imediat, Lăsați-mă să termin, sigur, că asta este prologul, este prologul programului Teatru Poesis. Deci, în sală se afla și maestru Radu Beligan, l-a dusese un prieten al meu, domnul Cristescu, venise special, devenise între timp nașul nostru, și nașul fiului meu, venea aici de câte ori se simțea bine împreună cu minunata lui soție, care de fapt eram, cum să spun, mai apropiată, femeile se apropie mai mult de familia mea, se simțea datoare față de finul ei, chiar spunea că religia lui, ea fiind catolică, religia lor, dacă Doamne ferește, dispar părinții, ea nașa trebuie să preia copilul pe care l-a nășit. Și veneau foarte des la Craiova, atunci a venit special, că era în aprilie, și în sală, printre spectatorii, aleși pe o sprânceană, era și o doamnă învățătoare pasionată de teatru, al cărui soț era colonel de securitate și răspundea de teatru și de universitate. Wow. Și a văzut spectacolul și a doua zi m-am trezit, directorul meu, de fapt, nu i-a spus nimic directorului meu în telefon, că vrea să te vadă colonelul Predoiaș. Și l-am văzut și a zis, tovarășul Boroghiu, aseară am fost răscolit, m-a dus soția mea, care e nebună după teatru și după dumneavoastră încă de la conferințele experimentale. Am văzut, a fost o treabă unică, extraordinară. Numai că am o mare rugăminte. Ca să nu avem probleme nici noi, nici dumneavoastră. Să știți că de multe ori ei căutau să preîntâmpine eventualele momente, mulți dintre oamenii mai cu cap. Da, da. Să nu existe în instituțiile lor probleme. Și el răspunzând, era interesat să nu fie nimic. Și vă rog, scoateți ce e pe banda de magnetofon. Pe banda de magnetofon erau extrase câte 4, 7, 10, nu foarte multe, versuri pe care le spunea un alter ego sau Shakespeare. Era un dialog între actorul de pe scenă și presupusul personaj sau autorul, Dumnezeu rolul scrierilor, William Shakespeare. Cum sunau aceste versuri? Nu numai Danemarca e o închisoare. O, Doamne. Întreaga lume e la fel, plină de temniți, carcere și beciuri. Sau noi când ne naștem, plângem că intrăm pe această mare scenă de bufon. Sau veac al sângeroaselor estriști. Pentru bârlogul lor,
se luptă lei, iar bietele mioare, speriate, îndura vrajbelor poveri. El avea dreptate. De, sunau cumplit pentru acea perioadă, care se închisese după tezele de la Mare, de la Constanța. După un moment de libertate, puteai să citești orice, după ce a făcut vizita aceea nenorocită în Corea și China, împreună cu doamna dânsului, atunci au venit tezele din aprilie. Și i-am spus, tovarășul colonel, eu pentru asta am făcut spectacol. Le-am ales în ani și ani de zile. Nu mai dau spectacol. Și a fost un spectacol la care am lucrat 11 ani, adică am citit, dădeam deoparte. Aveam, cred că și în cazul poeziei populare, un metru de hârtii, de foi, cu două versuri, patru versuri și pe urmă am creat momentele de, în funcție de... Este incredibil toată muncă și ce efort. Dar aveam forța, dorința asta. Venea din interior, doamne, de totul vine și din creier și din minte și din interior. Și nu am dat acest spectacol până în 2012. 34 de ani nu l-am prezentat. Wow. A mai fost o încercare, dar în schimb am făcut scenarii de poezie. În anii, cred că era în 78, nu ascund, am făcut spectacole, acele spectacole mulhulite pe stadion sau în sel de polivalente, eu eram, cum să spun, nu fermentul, eram cel care le genera scenariile. Doamnă, eu am făcut un spectacol când nu exista conceptul de cântare a României, care a apărut mai târziu. Mai târziu, da. În 1972, cu ocazia, nu era ziua națională, dar zilei de 1 decembrie, după ce făcusem un alt recital de unul singur, timp de o oră jumătate, l-am convins pe directorul teatrului să facem un spectacol de poezie și muzică, cântarea României, pornind de la versetele lui Alecu Ruso, o trecere prin toată istoria țării. Wow. De la decebal până în contemporaneitate. Vreau să vă spun că am reluat cu ocazia programului Teatru Poesis acel recital acum. Și l-am susținut în multe locuri ale lumii. În foarte multe locuri, la Paris, la Bruxelles, la Haga, la Chișinău, în multe, foarte multe lucruri din Europa și din lume. La Ierusalim, primul spectacol într-o biserică ortodoxă. Până atunci nu a fost niciun spectacol în Biserica Română de la Ierusalim. Nu am schimbat până la crearea partidului, 1921, un vers. Am avut și această ambiție. Un vers nu am schimbat. Și acolo am schimbat căutând și n-am găsit decât la Adrian Păunescu versuri care să se lege de versurile de dinainte scrise de marii noștri poeți, adică să aibă forța patriotică, să zic așa, în ghilime, în sensul bun al cuvântului, de a sta lângă ce. Și numai ultima parte este construită pe poezia lui Adrian Păunescu și care este un semnal de alarmă disperat asupra ceea ce se întâmplă în momentul de față. Este cutremurător. Cu lucrurile bune și rele pe care le-am dat peste tot, ce a avut o rezonanță extra. Primul spectacol a fost cu ocazia Congresului Mondial al românilor de pretutindeni de la Alba Iulia. Era făcut în cinstea centenarului Marii Uniri. Și l-am purtat peste tot în lume. A fost prezentat cu un an înainte de centenar și în anul centenarului i-am umblat peste tot în Europa și în lume. Deci am făcut în 1972 acel spectacol.
am făcut și alte spectacole în care nu se spune atunci nimic despre, nici despre partid. Se numea Omul Nou. Omul Nou, da. Am găsit, nu, dar nu omul, era o poezie a lui Dimitrie Stelaru, scrisă înainte de 44. Omul Nou l-am văzut născut într-o dimineață, avea fața superbă, poezia lui Dimitrie Stelaru, prieten cu Geo Dumitrescu și cu un coleg al meu, și cunoscusem pe Dimitrie Stelaru la Olănești când noi prezentam un spectacol și mi-a plăcut poezia lui. Deci era foarte puternic. Cred că o singură dată se spunea cuvântul Republică în partea asta după 21. Pe urmă a început treaba și cu Ceaușescu băgat în ecuație. Știi? Dar se spunea destul de puțin, numai așa că era, hai să aruncăm în ochi să de? Și am făcut aceste spectacole. Altele sunt sufletul, sufletul neamului meu, o trecere prin toată poezia românească de la Dosoftei până la Adrian Păunescu, cu vreo 50 și ceva de voci poetice adunate într-una singură. Apărea ca vocea poetului dintr-odeauna. Acestea le-am reluat. La asta, la fel, nu am schimbat nimic decât l-am adăugat pe Grigore Vieru. A apărut între timp, pentru că eu făcusem acest scenariu în anii 70. Wow. Și a apărut pentru mine Vieru în anii 80, adus de Tudor Gheorghe. L-am cunoscut pe Vieru și el a fost singurul între marii poeți români pe care l-am introdus. În rest, niciunul. Și am introdus-o pentru că eram prieten din tinerețe cu Daniela Crăsnaru. Am introdus câteva versuri de Daniela și am încheiat cu Mircea Dinescu, cu poezia lui superbă, patriotică, scrisă în 1978, o poezie foarte frumoasă. Deci mă opream la 1980, n-am trecut la 80, pentru că aveau alt, cum să spun, orizont poetic, și nu se lega de ceea ce făceam eu, ce făcusem, ce alesesem înainte. Dar în 78, maestrul Radu Beligan a făcut o vizită privată la Craiova împreună cu nașa noastră, iar eu îi spusesem domniei sale ce gânduri aveam eu despre acest teatru de poezie, care trebuia să fie un teatru tematic și educativ pentru tineret. Erau trei spectacole pe care eu le gândisem, dintre care unul și încheiasem scenariul, se intitula Căutătorii de adevăr, o incursiune prin marea poezie și primarele teatru al lumii. Era o trecere prin toate modelele umane, pornind de la Gilgamesh, Văd frumos, Prometeu, Oedip, Ulise, Enea, Perceval, Hamlet, Don Quixote, Faust, dam celebre, Ivan Karamazov, Adrian Leverkun, încheind cu personajul din Solaris. De căutătorii de adevăr, toți acești cormonitori în problema marelui adevăr, și cu versuri, intermețouri din marea poezie a lumii, tot poezie filozofică, am lucrat și la scenariul ăsta foarte mult. Ăsta este ultimul text pe care nu să-l fac eu, să predau ștafeta colegilor mei, pe care l-am găsit cu totul și cu totul întâmplător în lăzile de campanie ale bunicului soției mele. Wow. Știam unde este. Și după ce am terminat cu celelalte, am zis să caut și acest și l-am găsit așa cum l-am, doar niște versuri din am schimbat condiția umană a lui Malraux, erau niște un fragment de proză cu versul lui Saint-Jean Pers. Și în rest este exact cum l-am gândit atunci acel scenariu. În general am mers cu excepția câtorva dintre ele, în primul rând a Divinei Comedii, pe care n-am îndrăznit să mă apropii de ea și am făcut-o de-abia acum. În rest nu am schimbat
Erau rodul frământărilor mele de ani și ani de zile și gândite în perioada aceea de elan, de romantism. Și i-am spus ce gândeam să fac, acest spectacol, Căutătorii de adevăr, un alt spectacol, Cuplurile marilor iubiri, pentru a vorbi oamenilor despre dragoste, despre modele, pornind de la Orfeu și Euridice, Tristan și Izolda, Romeo și Julieta, și ajungeam până la Love Story. Știți că a fost un film, cu aia se sfârșea, pe urmă marile prietenii, de la Oreste, Pilat, de Achille, Patrocle, Vlaicu Român, Grue, Hamlet, Horațiu, Marchizul de Poza, cu Don Carlos, să vorbim oamenilor despre prietenie. Și maestru era foarte interesat să facem acest ciclu la sala atelier care urma să se deschidă la Teatrul Național din București. Acea sală nu se deschisese. Sala atelier se deschiseseră întâi sala mare, după aceea sala unde se mutease opereta după cutremur, și era opereta acolo, că era în 78. Și s-a urmat să se mute și această sală pe care o dădea în folosință și îi plăcea ideea realizării la sala atelier a acestui ciclu educativ pentru tineret. Și făcând o vizită, auzind mai marii județului, care s-au comportat exemplar întotdeauna cu mine, nu puteam mă plânge de niciunul dintre ei, doamne, aș fi nedrept și m-ar bate Dumnezeu. Toți au căutat să mă ajute în această nebunie a mea. Unii chiar foarte mult m-au ajutat. Și discuție prietenească, bineînțeles că primul secretar, invitație și ceilalți secretari și pe primul vicepreședinte, era Radu Beligan, membru al Comitetului Central, directorul Teatrului Național din București, mare personalitate, și acolo începe, aș vrea să-l iau pe Emil la Teatrul Național din București, acolo, care are niște planuri extraordinare. Și când au auzit ăștia, nu, maestre, nu, păi ce facem noi? Păi da, uitați că vrea să deschidă asta, îi facem un teatru! Așa s-a special. Și când m-am despărțit, l-am dus acasă pe maestru Beligand, secretarul cu probleme de propagandă, Ionel Cetățeanu, care după aceea a fost ambasador, a fost consilierul lui Ceaușescu pe probleme financiare, a fost ambasadorul nostru în Irak, și după 90, prim vicepreședinte și apoi economist al Băncii Comerciale Române. A și scris istoria Băncii Comerciale, un om luminat. Și a venit cu mine la teatru și am spus, uitați, am purtat discuții cu prietenul și colegul meu, de Viorel Penișoara Stegaru, el gândise, da, ca spațiul acesta care e destinat de corurilor, să facem sala studio. L-a chemat pe directorul teatrului, și uitați, aici facem. Și da, doar secretar, pe 30, că te-ai spus, 30 decembrie, pe 2 mai. 2 mai. Mai erau 27 de zile. Era Ziua Mondială a Tineretului. Da, așa era în mente. La Ziua Mondială a Tineretului. 27 se deschide. L-aduce și pe primul secretar, îi explică și el îi dă mână liberă și convoacă toți directorii marilor întreprinderi. Le prezintă schița lui Penișoară și tu ce faci? Păi eu fac scena și portalul scenei, eu fac scaunele, eu fac asta. Fiecare întreprindere craioveană a contribuit și acolo veți vedea fotografia vechiului studio. Aici este. Da. Și au făcut sala studio T94, Tineretului, pentru că avea 94 de locuri. Și-au făcut sala aceea. Și s-a deschis, într-adevăr, pe 2 mai, cu un spectacol de poezie oltenească, muică, noi suntem un neam, tot așa o idee a trecerii olteanului prin viață, dar mult mai optimistă decât cea de dinainte, numai și numai poezie oltenească, la care erau, bineînțeles, și mari poeți olteni și macedonski și Marin Sorescu și Arghezii, bineînțeles, cu cântecul de leagăn și
Este... Vă vine să credeți că vorbim și de o oră și un pic? Ponescu, nu. Trebuie să... Deci este incredibil să cum a trecut timpul. Da, va trebui să încheiem, da, pentru că păi, rămânem fără bandă, ca să zic încercăm, așa, fără pelicule. Iertați-mă, iertați-mă. Deci, nu e nicio problemă. Și așa s-a născut atunci de... nu studiou, i-am spus, ăla era studioul de poezie și teatru și ăsta a fost studioul de poezie și teatru al tineretului, deci secretarul a vrut ca să implice și financiar și logistic Comitetul Județean UTC. Eu am ales cei mai talentați elevi și studenți din Craiova, i-am ales în primele spectacole. Numai că tinerii ăștia au crezut că totul îi se cuvine și au început să umble prin teatru ăsta în locuri nepermise, să fumeze și directorul teatrului disperat mi-a zis, măi, Neemile, mi-ai băgat în teatru, scapă-mă de ei că ăștia dau foc la teatru. Da, scene, se băgau prin colțuri, se iubeau între ei, la modul platonic, frumos. Și a trebuit încet, încet să... trecem această activitate care inițial a fost pentru tinerii studenți și elevi pe umerii teatrului. Am înțeles. Ce să vă spun, această activitate am reluat-o după 2012, când s-a instituit Ziua Culturii Românești. Da. Și când am zis că e de datoria noastră, m-am dus la Cornișteanu, care era director teatru, domnule, trebuie să sărbătorim și noi Ziua Culturii Române. Da. Și Mircea a zis, păi cu ce? Și am spus, uite, am eu un recital Eminescu pe care l-am făcut cu Corul Filarmonic și îl reiau de unul singur și îl prezint la sală și timp de 2 săptămâni am reluat acel spectacol ce era pe viu cu muzica, am imprimat pe bandă și a ieșit și pe ăsta la fel. L-am purtat peste tot în lume, peste tot în toată Europa și în Statele Unite și în Canada și în China. Și așa mi-a revenit, pentru că rămusasem într-un fel și, cum să spun, nu orfan, dar nu mai aveam... disponibilitatea de a-mi pune în valoare ideile ca director de teatru numai la Festivalul Internațional Shakespeare, am reluat ideea de a deschide, eu cred că este într-un fel printre singurile, poate chiar primul teatru de poezie din asta, au mai fost încercări și la Buș, de poezie din România și așa am deschis la Craiova și la București programul și la Muzeul Literaturii Române programul Teatru Poesis. Problema care este că mi-a spus o întrebare. Din nefericire, ceea ce era extraordinar acum 30, 40, 50 de ani, numai interesul pentru poezie s-a restrâns din ce în ce mai mult și speranța mea este de a-i reapropia de marea poezie a lumii, aducându-i poate forțat, gratuit la aceste spectacole. Am avut o experiență extraordinară la Teatru Notar. A fost adusă la un moment dat o școală și înainte de a începe eu spectacolul, cred că era chiar de la Ovidiu la Mihai Eminescu, înainte de a începe, ei erau gălăgioși și m-am întrebat ce voi face. Și am început și vă spun că după 2-3 versuri erau liniște ca la catedrală. Iar la sfârșit au fost ovații. Deci se pot apropia de poezie cu condiția să le ofer lucruri de cea mai bună calitate. Și eu am încercat, apropiindu-mă și de marea poezie, de dragoste a lumii, de cântarea cântărilor, de sonete. Deci există această... Totuși. Nu ca atunci. Și dacă ar fi avut continuitate, dar eu am fost furat de alte responsabilități, în primul rând de conducerea teatrului, care mi-a furat ani din viață.
Da, dar, dar în același timp sunt și recunoscător acelei perioade, pentru că datorită ei și a festivalului Shakespeare și acum a teatrului, mă consider un om nu împlinit, total împlinit. Nu am parcurs acest drum prin viață inutil. Așa. L-am făcut și am făcut lucruri care mi-au plăcut și care mă satisfac. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă sunt profund recunoscătoare. Ne iertați că am fost așa... Ne-a toropit căldura, efectiv. Pe mine nu. Pe noastră, nu, dar căldura pe mine, dumneavoastră putea să mă toropească. Da, vă mulțumim pentru atenție și că ne-ați îngăduit, cum îmi place să spun de fiecare dată. Pentru că... Și poate reluăm discuția altă dată. Cu mare drag. Altă de dată despre... La noi, acasă. Da, la dumneavoastră acasă. Adică să fie... Cum dumneavoastră ați găzduit programul Teatru Poezie al Teatrului Național și al Teatrului Notara, de acolo, de data asta, venim cu Teatrul Național și proiectele lui în casa dumneavoastră, vorbind despre ceea ce am realizat împreună. Așa. Pentru că am făcut multe lucruri după aceea cu sprijinul dumneavoastră și al domnului Cristescu, sigur, pentru care am un respect deosebit, mai ales că a venit în acest teatru, pe vremea când eu eram director al teatrului, înainte de Revoluție, un tânăr cu un rucsac în spate și pe care cred că l-am cazat într-una din cabinele teatrului. Deci mă simt foarte apropiat de domnia sa și de dumneavoastră, bineînțeles, și eu promit, dacă veți mai simți nevoia să mai vorbim și altă dată, nu numai despre poezie, deci despre teatru, despre tot, voi reveni cu mare plăcere, numai dacă ne îngăduie el de sus. Mulțumesc, domnule Emil Boroghină, mulțumesc și dumneavoastră, mulțumesc și lui Dan Marinescu, colegul meu, care ne-a filmat și ne-a fotografiat. Și până data viitoare, când ne vom întâlni la Poezie și Creație, numai bine tuturor!